Primul tău loc de muncă, Eures. Gabriel are 22 de ani, este portughez și caută un loc de muncă. Are o diplomă, un pic de experiență și dorește să lucreze într-o altă țară a Uniunii Europene. În Suedia, Ingrid conduce un IMM, adică o întreprindere mică și mijlocie. Ea se află în căutarea unor candidați potriviți pentru un post vacant în compania ei. Nu ar fi bine dacă Gabriel și Ingrid s-ar putea întâlni? Ei bine, datorită proiectului Primul tău loc de muncă Eures, aceștia pot! Primul tău loc de muncă Eures este un sistem țintit de mobilitate a locurilor de muncă creat de Comisia Europeană. Își propune să sprijine tinerii între 18 și 30 de ani, indiferent de calificări, abilități sau experiență, în găsirea unui loc de muncă în străinătate, prin facilitarea accesului la posturile vacante existente. Și ajută și angajatorii, prin prezentarea afacerilor unei forțe de muncă pe care s-ar putea să nu o poată găsi la nivel local, regional sau național. Gabriel caută pe internet și descoperă primul tău loc de muncă Eures. El descoperă că serviciul de recrutare care implementează schema îi poate oferi un sprijin practic și poate chiar financiar în găsirea unui loc de muncă. Ingrid se străduiește să găsească în țara ei candidatul potrivit. A decis să contacteze serviciul de ocupare a forței de muncă Primul tău loc de muncă și să utilizeze platforma pentru a avea acces la un număr mai mare de lucrători talentați. Primul tău loc de muncă Eures îi ajută pe cei care își caută un loc de muncă, pe cei care și-l schimbă și pe angajatori în mai multe feluri, inclusiv prin potrivirea profilului candidaților cu locurile de muncă vacante propriu-zise oferite de mediul de afaceri din alte state membre, precum și cu informații practice și de orientare pentru ambele părți. Plasarea forței de muncă trebuie să dureze cel puțin 6 luni și să fie în conformitate cu legislația națională a muncii. Gabriel și-a înregistrat CV-ul, iar Ingrid și-a anunțat postul vacant la serviciul de recrutare Primul tău loc de muncă Eures. Serviciul de recrutare l-a selectat pe Gabriel pentru un interviu video cu Ingrid. Interviul decurge bine și Gabriel primește postul. El trebuie să înceapă în câteva săptămâni. Întrucât a fost recrutat, Primul tău loc de muncă Eures îi poate oferi sprijin financiar, de exemplu pentru a-l ajuta cu transportul și cheltuielile de subzistență. Ingrid, la rândul său, a cerut asistență financiară pentru un program de integrare a lucrătorilor, un pachet de sprijin, inclusiv formare și consiliere, pentru a face cât mai ușoară tranziția, atât pentru Gabriel, cât și pentru afacerea ei. Și cererea ei se dovedește de succes. Așadar, beneficiile sunt clare. Prin stimularea mobilității forței de muncă în Europa, primul tău loc de muncă Eures e un câștig, atât pentru tinerii care doresc să urce o treaptă în carieră sau să-și schimbe cariera către o altă țară, cât și pentru angajatori care nu doresc să rateze un număr mare de lucrători talentați care le-ar putea face afacerile mai inovatoare și competitive. Primul tău loc de muncă Eures, facilitarea recrutării și muncii în Europa.